Acesta este Mihai. Lui Mihai nu-i pasă dacă în acest moment stă singur în baie. Pentru Mihai nu contează dacă apa cu care se spală pe mâini e rece sau caldă. Pentru Mihai nu e important dacă amestecă zahărul din cană în sensul acel de ceasornic sau invers, sau dacă lumânările de pe tor se sting toate deodată. De asemenea, Mihai nu se uită nici dacă are șireturi albe sau negre. Dar nu e ca și cum Mihai ar fi indiferent față de orice. Nu, singura dată am fost cu tine. Ah, da, am ajuns acolo. Da, și-a venit și Sorina și... Da. Ceau, fetelor, ce faceți? Bună, Mihai, ne pregătim niște cumpărători. Tu ce faci? Nu vrei să fii cu noi? Nu pot. Am lăsat niște afișe la printat și trebuie să le iau în vreo 15 minute. Păi și ce vrei să faci cu afișele alea? E, un plan de-al meu. Și cu atâți oameni ignorați și agramați în lumea asta, mă gândeam că aș putea să schimb ceva. Lasă că și ea cu bursa care a luat-o. Pe care? Mă rog. Lasă că și ea cu bursa pe care a luat-o. Vrea să schimbe New York-ul. A, mă bucur că ți-o accepta bursa. Mă rog. Mergem și noi la cumpărături? Da, mergem. Spor la cumpărături și poate mă ajutați și pe mine cândva. Ok, pa! Auzi, ieșim diseară. Nu cred, am deja planuri. Planuri? Cu cine? Parcă nu știu cu cine. În sfârșit cu Mihai? Ei, cu Mihai, tu n-ai văzut ce arogantul fost în ultima vreme, că m-a săturat tot stau după el. Mă rog, și în ce ai de gând să te îmbraci deseară? Bine, și cum ești acum îmbrăcată, e ok. Astea, nici m-am uitat când i-am luat pe mine. Șarfa ta, am văzut-o în colecția de primăvară, mi se pare. Se poate, dar oricum nu prea îmi pasă mie de chestiile astea. Bine, dar mă rog, în ce te îmbraci deseară? Ai venit! Nu pot să cred că oamenii ăștia au lăsat toate cărțile astea să putrezească aici. Uite ce am găsit. Tu-ți bagi joc de mine? Uite, mâinile tale se află un copac și istoria unei întregi națiuni. Gândește-te ce valoare să fie cartea asta peste 50 de ani. Astea sunt lucrurile importante pentru mine. Mihai, pentru asta m-ai chemat aici. Nu o să faci nimic în viață cu chestiile astea. M-am gândit că o să-ți placă. Oricum, nu pentru asta te-am chemat. Dar pentru ce m-ai chemat? Te-am chemat să zic că... Știi ceva? Rămâi cu cărțile și cu planurile tale de a schimba lumea. Numai de asta-ți pasă. Eu am plecat. Pentru Mihai, de fapt, asta contează. El nu vrea ca oamenii să fie mai inteligenți, să știe a 7-10 la numărul de aur, sau să știe când a fost Hannibal la porți. El vrea doar ca oamenii să fie mai atenți la ceea ce îi înconjoară. El vrea să fie doar un semafor la care oamenii să se oprească din când în când și de unde să traverseze mai departe într-o lume mai atentă, așa cum vrea el. Și cine știe, el poate fi primul pieton ajuns pe cealaltă parte a străzii. La 4 martie 1678 s-a născut compozitorul italian Antonio Vivaldi. În anul 1789, pe 4 martie, a intrat în vigoare Constituția SUA. Pe 4 martie 1832 a murit Jean-François Champillon. Și el chiar pare să vrea să ajungă prin greutăți la stele. Indiferent de formă, el vrea să schimbe ceva, oricum, oricând și oriunde, pentru că îi pasă. În 1998, pe 4 martie, a fost fondată Ziua Mondială de Rugăciune a Femeilor la Ierusalim. La 4 martie 1946, Frank Sinatra lansează primul său album, The Voice of Frank Sinatra. La 4 martie 1977, se produce cel mai grav cutremur din România, peste 1500 de victime.
cannot wait. We're wasting too much time.